că vă spuneam data trecută. După faza de ceartă pe rețelele de socializare, o să trecem la faza de haz, de necaz. Și hazul a început și se dezvoltă, bine mersi. De exemplu, te-ai împrumutat la bancă pentru 35 de ani ca să-ți împlinești un vis. Și acum, nu poți sta 2 săptămâni închis în el? Sau, dacă școlile vor rămâne închise prea multă vreme, părinții vor găsi vaccinul înaintea oamenilor de știință. Sau, sfatul unui electrician. Referitor la COVID-19, vă spun ca electrician, e mai bună o izolare decât o împământare. Și exemple de felul acesta pot continua. Suntem într-o perioadă critică și zilele astea mi-am adus aminte de experiența noastră de acum vreo 4 ani de zile. Eram la începutul Bisericii Via, eram în perioada de creare a viziunii, eram încă confuz puțin de noutatea și de drumul care ne stă înainte. Și în toate aceste emoții, atunci am descoperit un cântec. Este piesa lui Bob Dylan, Death is not the end. O piesă tradusă în românește și cântată de Pasărea Colibri și de Florian Pitiș. Atunci, câteva săptămâni la rând, piesa aceasta a fost ca un fel de moto pentru noi. Și mesajul ei este unul încurajator. Și încă ceva. Parcă și astăzi piesa aceasta folosește. Are târg, are un mesaj pentru noi. Haideți să ascultăm pentru câteva momente. Când necazuri te doboară și prieten n-ai să-i strici, ține minte, sfârșitul nu e aici. Și ce slăveai în taină, e așa cum nu-ți explici, ține minte, sfârșitul nu-i aici. Nu-i aici. Nu, nu-i aici. Nu, ține minte, sfârșitul nu-i aici. Sfârșitul nu-i aici. Ar vrea în continuare să facem un exercițiu de familie. Cum ar fi ca în timpul de după rugăciunea din seara aceasta, stați împreună cu cei care, cu copiii care nu trebuie să meargă la culcare. Sau găsiți un timp mâine. Cum ar fi să găsiți răspunsul și să porniți o discuție pe baza acestei întrebări? Care este cel mai trist cuvânt din Scriptură? Sau care este cel mai încurajator cuvânt din Scriptură? Sau care este cel mai emoționant cuvânt din Scriptură? Faceți exercițiul acesta și discutați apoi unii cu alții. De ce vi se pare cel mai trist acela? De ce vi se pare cel mai încurajator acel cuvânt? De ce vi se pare cel mai emoționant celălalt cuvânt? La categoria cel mai periculos cuvânt din Scriptură, eu l-am ales pe cuvântul mâine. Mâine este un hoț care îți fură ziua de azi. Ziua de mâine nu vine niciodată. Ea apare doar în calendar. Ziua de mâine este incertă. Nu te lăuda cu ziua de mâine, căci nu știi ce poate aduce o zi, ne spune Proverbe 27:1. Dumnezeu ne-a dat în grijă doar ziua de azi. Ne-a închis în ziua de azi. Trecutul a fost alcătuit dintr-o sumă de foste zile de azi. Viitorul va fi alcătuit dintr-o sumă de viitoare zile de azi. Așa că întrebarea pentru noi este: vei fi mulțumit cu orarul vieții tale atunci când va veni vremea să dai socoteală pentru el? V-am chemat la a-l avea pe Dumnezeu necurmat înaintea ochilor. Psalmul 16. Prin rugăciune, citirea Scripturii și facerea de bine. Întrebarea este, ați făcut-o? Sau ați lăsat-o pentru mâine? Mâine poate fi un cuvânt nimicitor. Cuvântul preferat al lui Dumnezeu este astăzi. Delăsarea îți fură ocazia creșterii, îți fură ocazia slujirii, îți fură ocazia chiar a mântuirii. Pentru că între a intenționa și a face
este o distanță infinită. Dumnezeu ne-a făcut multe promisiuni, dar niciodată nu ne-a promis o zi de mâine pentru delăsarea noastră de azi. În această seară aș vrea să ne rugăm pentru două categorii de oameni. Sunt ai noștri. Aș vrea odată să ne rugăm, să ne punem timp deoparte, să ne rugăm pentru medicii noștri și cadrele noastre medicale. Oamenii aceștia trăiesc într-un stres, într-un pericol, într-un disconfort și o teamă continuă. Ei sunt în prima linie zilele acestea. Au nevoie de sprijinul nostru. Lucrează mult, sunt mereu și mereu într-un stres continuu. Unii ar putea fi detașați în alte arii geografice pentru stoparea coronavirusului. Și în acest context am primit ieri un mesaj de la Ionuț Iordache. Îl cunoașteți, este membrul bisericii noastre. El lucrează în Anglia de ceva vreme, lucrează pe serviciu de ambulanță și ieri îmi trimitea următorul mesaj. Dați-mi voie să vi-l citesc. Poate vom reuși să ne conectăm cu medicii noștri și cu cadrele noastre medicale. Ascultați experiența lui de acum câteva zile. Citez. În rugăciunile mele spre locul de muncă ziceam: Doamne, sper să fie mai bine noaptea aceasta. Te rog, ajută-mă să-mi fac lucrul cum trebuie ca să salvez vieți. Ajuns la serviciu, am fost trimis la terapie intensivă din nou. Patul numărul 2, doamna X are COVID-19. Este puțin înaintată în vârstă. Ai grijă de ea, că se poate deteriora în fiecare moment, mi-a zis colega mea. Era o doamnă simplă care ținea în mână un rozar pe care îl tot rotea, numărând bilele, numărând mărgelele, bolborosind cuvinte greu de înțeles. M-am apropiat de patul ei și m-am prezentat. Am întrebat-o dacă o pot ajuta cu ceva și dacă are dureri. Doamna mi-a șoptit: mă dor toate. Pot să numeri și să rotești rozarul pentru mine? Nu mai pot. Nu mai îmi țin mâinile. Nici rozarul. Nu vreau să-l las din mână. Este legătura mea cu Dumnezeu. Am apăsat butonul de urgență majoră. Câțiva colegi au venit și au început procedurile. Bătrânica a început să plângă și continua să-mi zică ceva. În nebunia de a încerca să o salvăm, sub masca de pe fața ei, era așa de greu să înțeleg ce zice. La un moment dat, m-am oprit și am întrebat-o: cu ce vă pot ajuta? Mi-a răspuns: opriți-vă din tot ce faceți pentru mine. Vreau fierbinte să te rogi pentru mine. În acel moment m-am blocat. M-am uitat speriat la colegul meu, care era pe partea opusă a pacientului, și pentru câteva secunde nu am reacționat. Nu știam ce să fac. Într-un final mi-am dat masca jos și am început cu voce tare să mă rog pentru ea. Nu am mai ținut cont de colegul meu care se uita la mine și am strigat tare către Dumnezeu. Nu mi-am dat seama că obrajii îmi erau brăzdați de lacrimi. Strângeam cu putere mâna doamnei, care încet, încet s-a stins din viață. Am fost condus afară de către colegii mei ca să-mi revin sau ca să merg acasă dacă nu-mi revin. După vreo oră m-am întors. Am intrat în camera doamnei, am tras perdeaua și am rămas ca o statuie în fața corpului ei neînsuflețit. Pe față îi se citea o pace, o seninătate deplină, un zâmbet, o ușurare. Am ieșit din salon unde colegii mă așteptau. Ai făcut tot ce ai putut, ți-ai făcut partea, nu-i vina ta, îmi spuneau. Știam asta. Dar mă gândeam: Doamne, ce este omul, ce este viața fără tine? Ajută-mă să pot salva și sufletele oamenilor, te rog! Și Ionuț își încheie mesajul astfel. În ultimul timp, plâng când merg la lucru, plâng când mă întorc acasă. Văd atâția oameni care mor lângă mine. E prea multă moarte în jurul meu. Plâng, nu disper. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oportunitatea de a putea ajuta pe cei din jur. Mă rog ca El să-mi dea puterea să accept tot ce vine din mâna Lui. Chiar și faptul că, dacă va trebui, în una din zilele ce urmează, să fiu unul dintre pacienți. Să pot accepta aceasta cu bucurie și cu dragoste. Să fiu bucuros că mă voi întâlni cu El
sus în ceruri. Vreau cu toții să ne vedem acolo. Haideți să ne rugăm pentru medici și cadrele noastre medicale, care au parte de un regim dur de viață și plin de stres și de pericol în zilele acestea. Sunt ai noștri. Să-i pomenim în rugăciunile noastre pe cei care îi cunoaștem și pe cei care nu îi cunoaștem. Și aș mai avea un al doilea motiv de rugăciune. Aș vrea să ne rugăm pentru Leo Șipoș și plecarea lui în misiunea militară din Mali. El, în 2 săptămâni, va fi în autoizolare. Timp de 2 săptămâni va fi în autoizolare și pe 6 aprilie va avea loc îmbarcarea lui pe avion. Leo va pleca în Mali, o altă zonă cu alt gen de pericol. Și acasă rămâne Gina cu băiețelul lor, cu Otto. Va fi izolată în casă. Va fi departe de soțul ei. Haideți să îl purtăm în rugăciune și pe Leo, să cerem protecția lui Dumnezeu peste el. Să cerem ajutorul lui Dumnezeu peste Gina și copil și protecție specială peste ei. Și poate mai știți și alții în situația asemănătoare. Vă îndemn să ne strângem la oaltă în casele noastre și să ne rugăm pentru medici și cadrele medicale și să ne rugăm pentru Leo și Gina și Otto în lunga misiune militară în care trebuie să plece în 2 săptămâni. Haideți să ne strângem în casele noastre și să ne rugăm pentru ei. Și până la transmisiunea următoare, până joi, pe via lui, în via lui.